Reprezentantele Olteniei au încheiat nedecis partida de luni seara de pe municipalul Severinean. Pandurii a avut în spate presiunea dată de ultimele știri legate de retragerea sprijinului principalului finanțator, în vreme ce oaspeții de la CSU Craiova și-au jucat ultima șansă la play-off. Mult mai deciși și în a tranșa în favoarea lor soarta celor trei puncte au fost craiovenii, care de altfel au și deschis scorul. Lansat singur spre poarta lui Stanca, Măzărache și-a păstrat calmul și a marcat în minutul 11. Spre finalul jocului, în minutul 88, avea să fie stabilit scorul partidei, atunci când Wellington a împins în poartă centrarea perfectă dată de Grecu. Deja suntem în play-off și la sfârșitul va conta foarte mult punctul ăsta. Mai crezi la podium? Mai ocupați un la final? Păi normal, suntem la play-off și acolo e fiecare pe fiecare și vom lupta până la ultima picătură de sudor și vom vedea ce va fi la sfârșit. Egalul practic nu a ajutat pe nimeni. Asta este un punct. Trebuie să mergem mai departe, mai avem un meci în acest campionat, după care urmează play-off. Sperăm să scoatem maxim din play-off și să ajungem acolo sus. Mai crezi la podium? Dacă nu mai credeam, nu mai prezentam azi, nu? Normal, credem cu toții, sperăm să și conducerea să fie alături de noi. Se pare că nu avem ne-am părăsit, sperăm să se apropie de noi și să fie totul ca înainte. A fost un joc dificil pentru că întâlneam o echipă care venea după un joc bun, o victorie acasă, o echipă care astăzi, ajutată și de ultimele rezultate, și-a jucat, practic, ultima șansă de a fi în play-off. Poate meciul sezonului pentru ei, știam că vor veni foarte motivați, determinați. Din păcate pentru noi și multe probleme, ați văzut că am avut mai puțin de 7 jucători indisponibili din diverse motive pentru jocul de azi. A trebuit din nou să facem improvizații. Victoria scăpată printre degete de CSU Craiova a adus tristețe în rândul oficialilor dolgeni care încă mai visau la o clasare în play-off. Odată cu acest rezultat de egalitate, CSU Craiova și-a compromis total șansele de calificare în primele 6. Vreau să vă spun că ne așteptam să avem un meci greu. Știam că întâlnim o echipă foarte bună, o echipă cu jucători experimentați, o echipă omogenă. Până la urmă, acest rezultat nu cred că ajută nicio echipă. Pe noi ne oprește din drumul de a visa, să mai sperăm pentru play-off. Ne-am jucat acea șansă mică pe care am avut-o până la capăt. Din păcate, în momentul ăsta, matematic, noi nu mai putem fi în play-off. Dar, din nou spun, din păcate, o greșeală mare de arbitraj. Dar un 11 metri ne-a acordat la Măzărache. Dar asta nu înseamnă că cum să spun, rezultatul acesta este unul echitabil. Din punctul meu de vedere, victoria trebuia să vină în dreptul nostru. Am făcut un joc foarte bun. După etapa a 25-a, Pandurii Târgu Jiu acumulează 44 de puncte și se află pe locul 4 al clasamentului. De partea cealaltă, Craiova rămâne cu 31 de puncte pe locul 8, la 5 puncte în spatele celor de la CSMS Iași, ocupanta ultimului loc de play-off. Tensiunile din jurul echipei, rămasă fără principalul finanțator de săptămâna trecută, s-au reflectat în jocul trupei lui Edi Iordănescu în meciul cu CSU Craiova. Totul a venit ca un trăsnet, mai ales că echipa numai ce își asigurase calificarea matematic în play-off. Conducătorii de la Pandurii vor să propună un plan pe 3 ani de retragere treptată a complexului energetic Oltenia de la club și până atunci să se găsească o soluție de mijloc pentru ca tot ce s-a construit să nu se ducă de râpă. Până la urmă vorbim de spiritul unui județ de Gorj și nu doar de o echipă de fotbal. Urmează să mai aveți întâlniri și cu reprezentanții CEO în zilele următoare? Trebuie să avem, pentru că deocamdată vorbim de o postare, de ceva neoficial. De altfel, era neclară și încadrarea clubului la sponsorizări. La noi nu este vorba de sponsorizări, este membru fondator cu obligativitatea de a-și duce la bun sfârșit participarea. Este sursa devenit previzionată înaintea anului, avem contracte în derulare și efectiv ucidem sportul dacă luăm astfel de măsuri. Sunt de acord cu măsuri din toate sectoarele economiei, pentru că România o duce greu, dar trebuie să o facem strategic și cu cap, că altfel nu cred că e nimeni bucuros să te împangă ca în decembrie la un stadion nou fără echipă.
Antrenorul Edi Iordănescu consideră că trebuie să fie luată o măsură în deplină cunoștință de cauză de cei de la Ministerul Energiei pentru a nu omorî sportul gorjean. Nu poți să anunți de pe o zi pe alta că nu mai finanțare și omori o echipă, omori sportul, este și basketul, este și handball. E un fenomen, se creează un interes extraordinar, echipa de basket cu rezultate și ia în cupele europene, adică chiar distrugem tot în țara asta. Nu se poate așa, sunt echipe de tradiție, la fel, care sunt aproape în aceeași situație. Noi trebuie găsite soluții urgent, pentru că o să ajungem să reducem la 6 echipe probabil în viitor care să mai joace fotbal în România. Sau omorând sportul de tot. Suntem aici, în Severin, și salut autoritățile că ne susțin și că ne-au pus la dispoziție condiții bune, însă înțeles că nu mai există niciun sport de echipă în acest oraș. E cumplit. Situația poate deveni dramatică în perioada următoare. Antrenorul avertizează că în doar câteva zile jucătorii pot depune memorii pentru a deveni liberi de contract.